cei care sunt într-un cuplu acum sau așa și știu. Cu sau cei care sau sunt într-un cuplu ce să se bage sub pata amândoi. Vorbesc nu cu persoana. Nu contează cine intre în casă. Poate să intre și Angela Jolie. Da. Dar nu e normal în viața zi cu zi te duci la serviciu, întâlnești oameni. Nu mai vorbești cu ei că ești căsătorit. La voi nu. Vorbești, nu? Îți vezi de treaba ta, casa ta e casă. Adică să cam supără Maria Căsăiu atunci, că eu n-am văzut nici ce oameni mai sunt colegi. Așa văd eu lucrurile, pentru că e adevărat. Vera, dar trebuie să... Dar ce vedeți aici? Dacă ești matur și ai capul pe umeri, respecti părerile tuturor și tu faci ceea ce știi tu că e bine să faci. Nu trebuie să mă supăr eu că ai zis tu ceva sau tu sau tu sau tu. Nu îți respect părerea și fac ceea ce consider că l-am văzut chiar era supărat. Era negru Liviu de supărat. Liviu? Da, dar așa am zis până la urmă, că eu nu văd, dar cum i-am zis, aici suntem o mână de oameni, o mână de fete, dar când o ieși afară și sunt, înseamnă că tu nu trebuie să mai ajungi nici în stânga, nici în stai liniște că o să-și ia viețile, o să ducă la nu muncă și nu o să mai stea cu ochii unul pe altul unde te-ai dus și ai făcut, nu merge așa, viața e viață. Lasă că ei le fac, ei le trag, nu noi. N-ai văzut ce i-a luat Liviu apărarea? Când i-a zis lui Alin, zice... Când i-a zis lui Alin, zice, lasă că Maria nu-i afară așa. Păi, dar unde și-a dat el seama? O noapte la hotel? Bă, s-o fi gândit pentru că știe cum e el afară. Și adică și-a nu s-a dat seama două nopți la hotel. Liviu, da, o noapte la hotel, parcă ar fi zis, a stat o zi și o noapte și nu-i afară așa. Păi, normal că la pat nu-i așa ca aici. A vrut să-i dat seama că i-a zis viața. Da, au stat și ziua ei și altceva. Exact, dar așa este. Doamna Vera, și ea nici n-a auzit că i-a zis. Păi n-am auzit. Păi acum ai zis. Eu acum am auzit. Păi acum am auzit. Și ești mai relaxat. Degeaba ai ce... Păi ești, dar la ei a fost și zi și noapte, dar la ei lanțul numai o noapte și gata. Da, mie îmi place că vorbesc de chestii tehnice. Mi-a plăcut de mama ta, Alexandra, care zicea, nu știu ce, de noapte, dar ziua ei. Au stat doar ziua, dar și noaptea, dar oamenii se iubesc și ziua și noaptea. Zic eu. Nu știu. Da, dar se referă la faptul că Liviu și Maria nu au avut timp să se cunoască în adevărat sens al cuvântului, ca el să spună că, da, Maria este diferită afară. Vă dați seama, noaptea la hotel e diferită, nu a putut să cunoști foarte bine un om. Vrei să spun ceva, Laura? O noapte e diferită la hotel și pentru oameni care stau exact non-stop împreună, adică e altceva, e din rutină. Normal. Cred că la hotel, Laura. Deci nu poate să spune Liviu că... Poți să taci? Nu. Dar voi ce aveți, măi, de vă certați? Nu mă urăște, dar nu știu de ce, nu i-am făcut nimic. Nu se bagă seama, Iurea, ce te-am eu cu hotelul? Vorbim despre acești concurenți, nu despre noi. Are dreptate, David. Păi, da, nu. Și iar o să zică maică ta că te dau afară. Nu mă dați. Da, deci Liviu tot invocă acest fapt că Maria e diferită afară, Maria e diferită afară. Și mamele au spus că nu are cum să fie așa, cum spune Liviu. Cum iese și în casă, iese și afară. Ia ziceți, doamnelor. Păi, dar expresia asta, eu afară sunt altfel, mă înnebunește. Și pe mine. De doamna, ce? Doamna Malvina, acum fie vorba între noi și eu, cum sunt acasă, sunt într-un fel și când sunt afară, mă îmbrac altfel, mă este port adevărat altfel. Dar în casă... caracterul nostru, și acolo, și aici este, și mai devreme sau mai târziu iese la iveală. Da, vreau să vă zic ceva. Mie nu-mi vine a crede că cineva poate să fie într-un fel în casa Mireasa. Ok, sunt alte trăirile, poate. Da. Dar caracterul fundamental, omul respectiv, așa este. Exact. Vine cu experiența, cu educația, cu trecutul, cu totul la pachet, așa este. Acolo în casă. Și eu văd așa lucrurile. Și ce e aia, stai, că eu afară sunt nu știu cum. Cum sunt afară? Păi de ce n-aș fi și în casă? Adică ce mă împiedică să fiu altfel? Că toți mai avem zile din astea în care spunem, astăzi mi-e leneș, nu, trebuie să te, cum zic eu, agerizezi și să iei taurul de coarne și să fii așa cum ești. Să înțeleagă oamenii ăia ceva din tine, să te comporți natural, fie că le place, fie că nu le place. Poate s-au referit. Sau toți pozează în fața camerelor. Nu cred, pentru că la un moment dat, ai o mască astăzi, ai mâine, poi mâine, dar la un moment dat, vezi cum ești tu cu adevărat. Vlăduț, pe de altă parte, să știi că s-au întâmplat multe de genul, au fost lapte și miere și deodată au fost explozie
Dar de ce se repetă din nou la Maria exploziile astea și comportamentul ăsta și se așează și plânge în pernă, m-am săturat, nu mai vrei să-ți răspund, Paula? Ce să mai... Competiție, nu? Na, eu aș spune chiar mai mult. Deja a fost o noapte la hotel. Mai vreau una. Și mai vreau una. Că deja sunt la unii concurenți două. Acum tu n-ai vrea în locul ei, fie vorba între noi? A, eu m-am săturat de câte ori am fost la hotel. Asta zic. Bun, și apropo de o noapte la hotel, nici nu știu cum să vă zic despre ce urmează. Nu că nu sunt chiar atât de pudibondă, stați liniștiți, sunt și eu om, sunt și eu trăită în lumea asta, înțeleg și de bune și de rele, și doamnele din casă sunt și ele oameni, și ele au fost tinere și încă sunt foarte tinere, și ele au avut dorințe și încă mai au dorințe, și au foarte multe glume în program, că altfel nu știu cum să spun că sunt la televizor. Aș spune-o direct și frontal, dar nu pot. Mai bine vedeți imaginile. Acum, dacă e slab de caracter și așa, calci pe bec. Dacă știi ce vrei și ești real, nu calci pe bec. Mergi înainte pe drumul care l-ai. Sau dacă nu e să fie, Costinela, nu poți să știi. Aici sunt niște lucruri. Dar eu n-am zis, eu credeți că ce, am venit pentru ceva aici? N-am, asta zic. Ce-mi trebuie acasă? Asta zic. Nu, chiar nu... Știi că era un proverb că aici îți trebuie da un lucru, nu-l ai. Ce v-a spun? Cum spune? Dă-i, nu cu aia că e udă. Nu, lasă să se usuce, te rog. Băi, adevărat? Nu e adevărat că și afară îl găsești. Băi, da, normal. Și că ai tot ce îți trebuie de acolo, nu-l ai. De ce acasă? Acasă nu-l găsesc? Găsești, dar nu e ca cum ar fi numai a ta. E, nu. Dacă îl cunosc pe ăla, îl iau numai al meu. Păi, da, normal. Hai, mă, că îl găsesc și pe stradă și tot al meu o să fie. Dacă știu să-l întrețin, îl țin. După 4 luni de aici din emisiune, rămâi singur pe viață? Nu. Nu rămâi singur. Nu rămâi singur. Ce n-ai ieșit afară, sunt căutați și fete. Sunt mai căutați mai ceva ca aici. Mai ziceai chestia asta. Și sunt pe felul următor, care are tot ce vrea la ea acasă. Și a spus că un lucru nu îl are. Păi da, dar lucrul ăla când iese afară și da, face mai poate? Ceva. Da, nu. E și electrică. Păi și atunci, ce aia nu mai face, nu mai face gelozii. Să vedeți acum când ieșiți afară câți vă caută. Da. Și poți să cunoști omul, cum l-ai cunoscut aici, îl cunoști și într-o doamna săptămână afară. Daniela, eu sincer să vă spun, fără niciun pic de modestie, eram afară căutată. Și așa. Păi și atunci, păi și Michi, pui. Dar nu. Nu a fost să fie, n-ai vrut, nu. Pentru relații temporare apăsați error. Da, exact. 404, că nu am nevoie. În primul rând, pentru mine ca fată, că mă joc din mine. Așa mai poate n-ai simțit tu. Te duci, muncești. Poate n-ai simțit pleci atunci. Pleci în vacanțe, investești în tine, din toate punctele de vedere, te cultivezi, că de fiecare dată mai e câte ceva de învățat. Și așa, și stai liniștită. Că eu ce am zis? Fără bătăi de cap, fără nimic. Da, mă, dar până la urmă trebuie. Și dacă ai nevoie și tu de un bărbat, îți iei ce a zis de o... Păi am Vera. Zici ceva electric și gata, s-a rezolvat. Mi-am propus eu așa, după ultima relație, am zis, lasă-o, domne, dar ce nu pot să stau singur. Ce tot atât. Și asta așa pentru 5 ani. Am mers în vacanțe, bine, am avut și probleme, am mutat în Londra, m-am întors. Mi-a plăcut mai am mult de cineva. Am zis nu vreau să o pun pe primul loc și să renunț adică la lucrurile mele. Prea mult dar la un moment dat între noi. Normal că o să ajungi la o vârstă, de exemplu, cum sunteți acum. Da. Cât ai 25, 20, mi se pare prea... Dacă te place pe tine ca femeie, sau vrea doar ceva de la tine și atât. Și atunci oamenii se trează singuri. Pentru că dacă ei caută doar relații temporare, nu te mai caută, nu ține pasul cu tine. Zice, du-te că saltele care... Și-a făcut treaba și după aia așa nu te mai caută. Dar nici nu ajunge acolo. Dacă vedem asta, nu-i proastă, asta știe ce vrea. Asta e așa, nu știu ce... Așa da, e mai interesant atunci, pentru ca să te cunoască. Da. Păi da. Chiar urmă trebuia să nu... Tăiați. De ce, doamna Victoria? Până la urmă, sunteți oameni. Nu știam că aveți simțul umorului atât de dezvoltat și vă felicit pentru asta.
mai simțim și noi nevoia că dar e foarte bine. Eu sunt de părere că dacă viața îți dă zâmbet, râzi cu gura până la urechi. Era ceva în legătură cu Costinela, că zicea că ia la mama acasă, la tata, avea tot ce-i trebuia și dai să-i că un nu chiar nu tot aveai. Fie vorba între noi. Aveai. Și de acolo am ajuns la, la ce nu avea. Cu da, la ce nu avea. Și ce nu avea doamna Malvina? Pe ceea ce a venit să caute în casa mireasa, un bărbat frumos. Aha. Că aia pe care se fuge nu merge. Da, da, da. Banda aia. Da. Sunteți simpatice și doamnele sunt mult mai practice și mult mai haioase pentru că, evident, sunt experimentate, au trecut prin viață și au înțeles că, până la urmă, doar să fie așa pudibundă și vai, eu nu, eu nu, până la urmă toți avem dorințe, toți avem nevoi, simțul umorului nu prea l-avem toți, dar... Încet, pentru încet. Că v-am deranjat. Ne bucurăm că seara nu se dă materialele care își spune în bancuri. Da. Că dacă ați vedea, atunci chiar ar fi... Tu nu... Te-a pus să dai din casă acum. Pe unele atunci. N-am putea să le dăm nici noi, doamna Victoria. Păi, dar ăsta era un pic mai deplasat și... E, nu era. Mai mult ne și ieri mai voiați să luați de urechi și pe... Da, așa iau ei mari pe mici. Nu că ar fi de vină. Da, da. Așa am picat... În legătură cu luatul de ureche am primit și un pic de... Ceartă. Da. V-au certat oamenii. Dar nu, eu cred că e doar o figură de stil, că doar nu o să-l luați de ureche. Bine că și doamna s-a abținut. Eu... Da. Știți cum e asta cu luatul de urechi? Dacă l-ați luat de urechi când era mic, e ok. Acum nu mai puteți să-l luați. Acum nu mai, da. Da, să-și aducă el aminte cum era în copilărie când îl luați. Vă băteați cu fratele? Mai mult eu lui dădeam, că eu eram mai mare. Asta zic, până într-o zi când n-ați mai putut să dați. Și nu prea făcea treabă și luam cu vino că nu-ți fa nimic și după aia... Dar vă păra? Ce l-aștepta. Vă păra? Nu că mă păra, dar nu prea îi plăcea să facă treabă el. Cam lipsea când era vorba să facem ceva acasă și luam cu lugu, vino că aia... După aia îi dădeam ce merita. Îl împingeam. Dar erau alte timpuri, acum nu mai da. Ce a fost. Și el nu v-a croșetat după ce a depășit statura pe care o avea? Nu. Mai zice așa din gură câteodată să mai tacă, vorbesc prea mult, că, dar nu. Până acolo n-am ajuns după ce am devenit matur, nu. Ia ziceți, doamna Malvina, aplicați corecție fraților mai mici? Eu am o singură soră. De bătut nu o băteam, dar nu îi dădeam voie să se joace cu mine. Eu făceam toate trăznăile și ea stăchea la bătaie, o băteam maică mea. Că eu fugeam, eu eram iute de picior. Da, 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 da. Tot un fel de... Tot un fel și ziceam, Florica, dar de ce nu fugi și tu, că tot ție-ți dă cu nuiaua? Da, soră, zice că eu fug mai încet și tău pe mine mă bate. Mai mică decât dumneavoastră? Da, cu un an jumate, dar ea era mai grăsuță ca mine. Da, bun. Mergem mai departe și dăm niște imagini tot de pe terasă, doamnelor. Aoleo, și tot în premieră. Bine. Acum vreau să aflăm ce ați avut de discutat despre Radu. Știi care e chestia? Mie mi se pare că e bipolar. Pentru că ieri a fost întrebat. Și a zis, nu se prea poate, nu știu ce. Astăzi a spus că... Alaltă ieri a fost întrebat tot la fel. Era clară situația. Cu 4 zile în urmă când a fost la date, iar o dădea din vals în tango, cum zice doamna Vera. Păi, Adina, dar poate... Cam indecis. Niște fete. Cam indecis. Ar vrea să se coalină, dar când auzi că vine alta... Deci cam indecis. Mie o lună mi se pare puțin să mai vină o persoană să o cunosc.
Vera, dar nu este obligatoriu să se căsătorească. Trebuie să continue emisiunea și nu o să stăm așa să ne uităm unii la alții. Și hai să mergem la urmă. Ideea trebuie, ideea și bagă. Păi și subiecte pe bune. Ce subiecte? Trebuie să ai. Gândește-te că mai sunt doar 5. Și trebuie să mai bage ca să poată să continue emisiunea. Cu voi ce să mai continue? Deja suntem vechi. Trebuie să mai fie ceva, nu? Da, ca un fel de râcă. Ar fi prea puțin. Hai, mă. Vera, ce facem? Mai mâncăm, dormim și ce mai facem? Să fie și între ei, vadă dacă băieții sunt la locul lor. Da. Emisiunea continuă, nu stă pe loc. Da. Sau te despart, sau... Interacționează. Normal.